Bună! Suntem în a 11-a zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să continuăm! Sprintenii spuneau că în fiecare primăvară, neîmblânitul iepuraș de Paște venea țopăind pe câmp, prefăcându-se din motive care nu erau niciodată prea clare, că era un iepure mare ce lăsa bombe vopsite în formă de ouă, gata să explodeze, ascunse prin iarbă și că fura toate bomboanele din sat. Aproape toți sprintenii aveau o slăbiciune pentru dulciuri, așa că povestea asta era deosebit de înfricoșătoare pentru cei mici. Și în fiecare vară, pe 4 iulie, neîmblâniții țineau o sărbătoare care se numea Alungarea Ființelor Bigfoot, cu focuri de artificii terifiante și gălăgioase, care tulburau liniștea serilor de vară, în timp ce neîmblâniții strigau aprobator și beau bere, claxonând unul la celălalt. Jos, întrunirea continua. E posibil să nu fie o școală, spuse un sprinten pe nume Martin. E posibil să fie un loc de campare. Pe pancartă scria, învăță cei, sâsâia aleia Elia. Atunci un loc de campare în care se învață, zise Martin. Unde își trimit piticuții să învețe despre campare? Am văzut ținte. Aelia părea că e cât pe ce să izbucnească în plâns. Ținte ca să învețe să tragă în noi. Asta învață acolo. Milly scutură capul, gândindu-se că erau mai degrabă ținte pentru trageri cu arcul, nu pentru vânătoare de sprinteni. Neîmblâniții sunt periculoși. Asta învățau micii sprinteni. Dar Milly nu crezuse asta niciodată. Nu credea că un neîmblânit adult putea să încapă într-un horn sau să zboare pe fereastră, să țopăie pe o pajiște îmbrăcată în blană albă, fără să-l observe cineva. Și apoi, de ce să fi vrut copiii neîmblâniți jucăriile sprintenelor, care erau toate făcute de mână, sculptate în lemn sau cusute din bucăți de pânză? Văzuse emisiuni de televiziune pe laptopul bătrânii mătuși Hieta, sau Toplap, cum îi spuneau sprintenii, care includea uneori reclame. Știa că acești copii aveau jocuri electronice și scutere zburătoare, clape și microfoane. Părinți care îi ascultau când spuneau că vor să fie cântăreți, care nu rămâneau blocați în pădure pentru tot restul vieții. Milly lovi trunchiul copacului cu piciorul, simțind cum crește în ea frustrarea binecunoscută. Septima ridică privirea mijind ochii căprui, iar Milly se făcu mică, ascunzându-se în umbră. Îmi pare rău, șoptia, și mângâie copacul de observare, cerându-și scuze. Ar putea fi ceva temporar, zise Darius, al cărui fiul cel mai mic, Fredrui, tocmai avusese ceremonia evreiască bar mitzvah, devenind senior. Poate o să stea acolo doar în toamnă, ca o tabără, știți, și pe urmă o să se întoarcă de unde au venit. Vocile sprintenilor se ridicau într-o larmă de grâieli. Și șapte. Maximus luă înapoi toiagul vorbitorului. Pe rând, murmură el, ridicând și coborând mâna liberă cu un gest pe care Milly îl știa foarte bine, o mișcare ce înseamnă faceți liniște. Melisandra îi smulse bățul din mână. De ce mai așteptăm? Întreba ea, fără să se mai sinchisească să coboare tonul. Sunt prea aproape. E prea riscant. Ar trebui să ne facem deja bagajele. Ar trebui să fim deja foarte departe. Nu pot să-mi las grădina, zise bătrâna mătușă Ieta. Mama mea și mama ei, înainte, și-au petrecut viața în grădina aceea. Chiar dacă aș strânge așchii, ar trece multă vreme până să cultiv ce ne trebuie. Așa cum fiecare clan avea un lider, avea și un vraci care se ocupa de rezerva de ierburi, scoarțe de copac și frunze. Și fiecare clan avea un străjer, un sprinten însărcinat cu aflarea veștilor din lume. Lumea neîmblâniților. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne vedem data viitoare cu continuarea. Și nu uitați, stați acasă! Pe curând!